Tot mai mulți botoșeneni apelează la serviciile Casei Județene de Pensii pentru a obține ajutorul de deces. Numai în luna ianuarie acestui an s-au depus 531 de solicitări, aproape cu 70 mai multe decât în luna ianuarie anului 2016. Valoarea unui ajutor de deces este de 2681 de lei pentru asigurați și 50% din cuantumul acesteia pentru copiii persoanei decedate. Au dreptul asigurații sistemului public de pensii, care sunt pensionari și salariații care nu lucrează sau sunt contract de asigurare la noi, care lucrează dar sunt contract sau contract de asigurare la noi. La cei care au contract de muncă, plătește angajatorul, deduce din contribuția care virează pentru asigurări sociale și pensionarii și asigurații noștri cu contracte de asigurare sunt achitate de către Casa Județeană de Pensii. Pentru botoșeneni, câțiva bănuți în plus sunt bineveniți, mai ales când oamenii au mare nevoie de ei. Eu cred că sunt persoane care au mari nevoie de acest ajutor. Sunt persoane care au mare ajutor. Sunt foarte buni, că lumea nu e prea dispusă așa de bani și sunt buniveniți, binevenite. Adică sunt unii care au posibilități de mormântare, sunt unii care nu prea au posibilități și e greu de bani. Sigur că da. Pentru cei care supraviețuiesc, că au cu ce să-și îngroape rudele. Ajutorul de deces poate fi solicitat pe baza documentelor justificative în timp de 3 ani de la data decesului.